Trebuie să schimbăm planul. Trebuie să câștigăm cât mai repede încrederea lui Stefan. Ne trebuie o momeală. Dacă vor să afle ce caut, cum să le spun? Jucați un joc foarte periculos. Da, știu. Da. Dar nu e vorba mai de dumneavoastră. Te-ai trezit vreodată cu dorința de a-ți recapăta toate visele la care ai renunțat? Eu da. Alo? Roxana? Oh, bună, nu, sunt Eliza, mă bucur să te aud. A, Eliza. Da. Scuze că am răspuns eu. Roxy doarme și... Am văzut numărul și am zis să răspund. Eliza, iartă-mă pentru el. Am fugit fără să-mi iau la revedere. A, stai liniștit, nu. Nu e nicio problemă. Eu îmi cer scuze, chiar nu era momentul să... Mă invit la tanti Maria la noi. Nu, nu se pune problemă. Înțeleg că sunteți foarte apropiate. Da, suntem destul de apropiate. Dar oricum nu era momentul potrivit. Nu știu ce-i cu mine în ultimul timp, dar parcă iau numai decizii pripite. Deciziile pripite sunt bune. Înseamnă că vin din inimă. Auzi, dar ce s-a întâmplat după ce am plecat? Și-a revenit? Da, și-a revenit. Au dus-o acasă și... Nu rog să te sune. Cine era? Erau cu reclame. E cafea? Da. Dar în vis, unele uși e mai bine să rămână închise. Pentru că în spatele lor se ascund fantome. De multe ori îți dorești să dai timpul înapoi și să-ți reiei viața de unde ai lăsat-o. Dar există o forță invizibilă care nu te lasă. Chiar dacă știi cine ești, nu te mai poți întoarce. Nu mai poți înfrunta acea forță.
Elif, dar Matei n-a ajuns încă de la școală? Uneori mai întârzie microbuzul școlii. Bine, nu e cam târziu, totuși. Sunt sigură că sunt pe drum. Vreți să sun la școală ca să vă mai liniștiți? Da, da, sună. Fotbal. M-a lăsat tatăl în mine. De ce te-ai supărat pe mine? Nu, iubire mea. Cum să mă supăr? Hai, du-te să te schimb cu Elif. Tu unde te duci? În puțină treabă. Ne vedem mai târziu. Pa. Pa. Veni să-l vezi pe tata. Cum ai ajuns în halul ăsta, tată? Și cum ai ajuns să te folosești de Matei ca să mă ameninți? Că altfel nu veneai. Te-am iubit mereu ca pe ochii din cap, Eliza. Nimic altceva n-a contat. Dar cu banii ce-ai făcut, tată? Ce-ai făcut cu partea ta? Am pierdut-o. Am trăit ca un rege în Franța, în Italia. Când s-au terminat banii și am vrut să fac alții după metodele mele. M-au trimis înapoi. Nu mai merge ca înainte, Eliza. Se pare că s-au deșteptat fraierii. Mi-amintesc când eram mică și te așteptam să te întorci acasă. Mă lăsai fără bani. Fără nimic. Fără niciun ajutor. Dacă îmi venea, era eroul meu. Pot fi încă eroul tău, Eliza. Dacă îmi dai ultima șansă. Tu l-ai omorât pe tatăl meu. A meritat toate astea. Ți-o meritat. O meritat toate astea! Eliza, Eliza, te rog, o ultimă rugăminte. Să la sfârșit. La sfârșit.
un ultim favor. Adică nu se poate găsi un locșor în toată casa aia și pentru mine? Pentru omul care a încercat atâta să-ți fie bine? Ți-am ce aminte? Gata! Că nu mă mai minți. Și promit că o să-ți mai dau încă o șansă. Ai face tu asta? Da. Dar uite-te în ochii mei și spune-mi adevărul. Spune-mi, te-ai schimbat? Degeaba nu o să mă schimb niciodată. Nu pot. Așa sunt eu. Știu. Să nu mă mai cauți niciodată. Și să nu te mai apropii de familia mea niciodată. Eu am încheiat jocul ăsta. Că spuneai că... Am spus. Dar am mințit. Sunt fata lui tata, nu? Stai departe de noi. Eliza? Tu ești? Da, tati. Și mie mi-a fost dor de tine. Nu te-ai schimbat deloc. Ți-a zis Eliza unde mă găsești? Nu. Nu, te rog, nu. Sunt deja terminat. Cu ce te ajută dacă mă omori? Îți spun după ce am făcut-o. Nu. Tu ești un băiat bun, nu ești criminal. Ba, sunt. Sunt. Tu m-ai făcut un criminal.